Nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci,
Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 8 aprilie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților apostoli din cei 70, Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Hermis. Dintre acești sfinți apostoli, Irodion, de care pomenește marele apostol Pavel, a slujit tuturor sfinților apostoli. După acestea a fost hirotonit de dânsii preot, apoi episcop al cetății Neon, Patron, și învățând pe mulți păgâni și întorcându-i la credința în Hristos, fiind zavistuit de iudei, a pătimit multe, că mergând la dânsul închinătorii la idoli, întâi l-au bătut foarte rău și i-au zdrobit gura cu pietre, apoi zdrobindu-i capul cu lemne, pe urmă l-au junghiat cu cuțitul, iar Agav, care a luat brâul sfântului Pavel și și-a legat mâinile și picioarele, atunci a prorocit zicând: Acestea, zice Duhul cel Sfânt,
Pe omul al cărui brâu este acesta, așa îl vor lega în Ierusalim iudeii și îi vor bate cu răni, ceea ce s-a și întâmplat, că nu numai l-au legat, ci au ispitit și l-au omorât. Și după aceea, acest agav a propovăduit în partea lumii ce i-a venit, iar Ruf, de care pomenește și apostolul în epistola către romani, a fost făcut episcop al cetății Tebei, care este în Grecia. Asemenea, Flegon și ceilalți propovăduiau pretutindeni în lume Evanghelia și întorceau pe necredincioși la credința cea adevărată, că aceștia, dar fiind pedepsiți în multe feluri, toți, într-o zi omorâți de iudei și de păgâni, întru Domnul s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Celestin, episcop al Romei. Acest sfânt era pe vremea lui Teodosie cel tânăr în biserica Romei celei vechi, bine sporind cu viața și cu cuvântul, prin care s-a învrednicit și de scaunul arhieresc, mutându-se din viață episcopul Zosima. Deci acest Celestin, zicând și făcând toate pentru tradițiile apostolești și părintești, a caterisit pe rău credinciosul Nestorie, mustrându-l prin epistolă și lepădând hulele lui cele urâte împotriva lui Dumnezeu și făcându-se împreună lucrător cu fericitul Chiril, la caterisirea aceluia și multe alte isprăvi lucrând vrednice de cuvânt și de pomenire, s-a ridicat cu pace din cele de aici și s-a mutat la viața cea neîmbătrânitoare și fericită. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Pavsilip, care cu pace s-a săvârșit, și pomenirea Sfântului noul mucenic Ioan Corăbierul, care a suferit mucenicia în Ostrovul Cos în anul 1669 și care prin foc s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Un singur dor mai am și eu, acela de a sluji mereu lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Nu este un
un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. O, Dumnezeul meu ceresc, Tu știi prea bine ce doresc, Tu știi că eu doresc să-ți cânt cât voi trăi pe acest pământ. Tu știi că eu doresc să-ți cânt cât voi trăi pe acest pământ. Iar când din lume voi pleca, o, Doamne, eu te-aș mai ruga să mă învrednicești să-ți cânt și acolo în cerul tău preasfânt. Să mă învrednicești să-ți cânt și acolo în cerul tău preasfânt. Ajută-mi, Doamne, o preasfinte, ca și de astăzi înainte, să te slăvesc mereu să-ți cânt cât voi trăi pe acest pământ. Să te slăvesc mereu să-ți cânt cât voi trăi pe acest pământ.